Iohannis a declarat cu câteva zile înainte de alegeri că România nu are nicio șansă de modernizare cu PSD la guvernare și că niciodată PSD nu va mai fi numit de Klaus Iohannis. Iată că astăzi se întâmplă un record negativ. Klaus Iohannis tocmai a numit mai mulți premieri de la PSD decât Ion Iliescu. Este un moment rușinos pentru democrația românească, este cea mai mare trădare a intenției electoratului. Electoratul a votat pentru modernizare, nu pentru stagnare, clientelism, speciali și găși de partid. În 2020, românii au fost mințiți și amăgiți și acum, fără nicio rușine, îi se dă mandatul lui Marcel Ciolacu pentru a continua stagnarea, pentru că ceea ce numește în mod fals și președintele Iohannis și Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, ceea ce numesc ei stabilitate, este de fapt o stagnare. Este păstrarea rețelelor vechi de influență, este băgatul mâinii până la cot în banul public, înseamnă pensii speciale, înseamnă privilegii, înseamnă distrugerea PNRR. Nu se fac reformele din PNRR, nu se iau banii de acolo, tranșa a doua este încă blocată, România stă pe loc sau dă chiar înapoi cu o guvernare care nu servește decât un singur interes. Interesul găștilor de partid în fruntea cărora s-a pus președintele Iohannis. Acesta este mesajul pe care l-am transmis la Cotroceni. I-am spus că ar fi avut o soluție, că USR a fost întotdeauna parte din mișcarea reformistă, că românii au votat pentru reforme și pentru modernizare și că i-a trădat. Președintele ne-a transmis că îl va numi pe Marcel Ciolacu, care are deja o opinie formată și că nu consideră că o propunere făcută electoratului înainte de alegeri trebuie neapărat respectată, pentru că fiecare parlamentar votează fără un mandat imperativ de capul lui aici în Parlament. Deci, practic, acesta este un mesaj că poți spune orice în campanie și nu contează ce faci după. Ați avut un dialog sau asta a fost o singură remarcă? Nu, am avut un scurt dialog, 15 minute, i-am transmis mesajul nostru, i-am vorbit de modernizare, de acele promisiuni făcute românilor care au fost încălcate, de mesajele pe care le-a dat și pe care apoi le-a călcat în picioare, aducând PSD-ul la guvernare. Poți spuneați că președintele Iohannis a fost cel care v-a scos de la guvernare. I-ați transmis acest lucru? Da, absolut. I-am spus că... I-ați reproșat? I-am spus că a fost o trădare a votului electoratului. Electoratul a votat pentru modernizare, pentru reforme. USR în acele 8 luni a făcut PNRR-ul. Iată că PNRR-ul nu se întâmplă. De ce? Pentru că acele reforme care sunt în interesul românilor ar însemna atingerea intereselor clientelei de partid. Vedeți că și astăzi când vorbim, marele record al lui Nicolae Ciucă este că a plecat cu acei 18.000 de lei pensie specială neatinși după 19 luni la guvernare. Vine Marcel Ciolacu și de fapt aceasta este nu este nicio schimbare, este o continuare a acelorași politici care duc România în groapă, duc economia României în gard, care înseamnă cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, înseamnă stagnarea economiei, înseamnă rate care s-au dublat, înseamnă o gaură bugetară imensă. Nu există prosperitate fără o economie sănătoasă, iar PSD și PNL distrug economia României și bagă bani în fiecare zi din ce în ce mai adânc în buzunarul celor care muncesc pentru a hrăni clientela de partid. Iohannis este foarte mulțumit de asta. Această abilitate de care vorbește este stagnarea și păstrarea acestor obiceiuri ale clasei politice. Ne-a urat succes să încercăm să schimbăm la anul. Da, o să luăm urarea asta și o să ducem românilor la anul în 2024 o alternativă reală de dreapta modernizatoare, reformistă în jurul USR. Alegerea va fi între varianta în jurul PSD, construcția în jurul lui Marcel Ciolacu și a PSD sau construcția în jurul USR care va continua PNRR și reformele și modernizarea României. Mulțumesc! USR declarații